A zis cineva criza apei? N-am auzit. În București, ia uitați-vă cum se varsă apa potabilă. Vine din robinet, sigur nu vine din puț. Nu știu ce structură e aici, dar cel mai probabil gazonul udă primărie, sector 6. Pentru 2 metri pătrați de gazon, uitați-vă ce băltoacă se face pe trotuar și câtă apă se risipește. Ce structură e aici? Risipitoare. Facultatea de Drept și Facultatea de Psihologie. Universitatea Ecologică. Asta învață studenții ecologiști, că putem să risipim apa pe niște văzdoage, pe niște floricele. Apă fără de care unii mor de sete. Vă mai arăt o dată câtă apă se aruncă. Mult, puțin, să ne spună Nicușor Dan și cu Ciprian Ciucu. Încă unul face risipă de apă potabilă. Își umezește aerul în fața prăvălii. Am cu ce, nu? Calea 13 septembrie, fix lângă mega catedrală. Deocamdată e legal, dar e cam imoral. Se termină apa potabilă. Călătorie din centrul capitalei. La câteva sute de metri e clădirea guvernului. Nu știu ce spală ei de ajunge apa murdară în drum, dar asta nu-i sănătos. Că apa asta murdară se usucă, se transformă în praf și intră în plămânii noștri. Nu-i prima oară când văd spălătoria asta făcând așa ceva. Strada Buzești. Ar trebui să-i vadă poliția locală, garda de mediu, poliția națională. Să reacționeze.